Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un nou opening video, să zicem așa, pentru că e primul de acest gen. După cum puteți vedea acum, nu acum, acum, am 541 de gemuri și mi-a apărut ofertă de legendary, deci vă dați seama cum să-l iau. Și m-am gândit să și filmez, am deschis clan chest-ul din care am primit un Sparky. Nu știu dacă o să pun poză, oricum am de-a Sparky deja unul din 4 și l-am și de level 2, deci vă dați seama câte Sparky-uri pot să împice. Revenim la subiect, hai să-l deschidem, sper să nu să împice o legendară nouă ca să cresc valoarea contului. Sau nu, sper să împice o legendară nouă. Hai să vedem. Dau și pe ecran mare dacă tot. Băi, eu sper să fie bine, dacă nu e bine, oricum e bine. Hai, hai ceva. Bandita, mă. E bună bandita. Băi, și era mai entuziasmat dacă îmi pica Mega Knight sau ceva de genul, dar bandita nu era deloc. Deci, da. Card collector și mai am 41 de gemuri. Ia să vedem noi bandita, unde pui mei bandita. Și acum contul are 5 legendare. Deci bandita are destul de viață, are 10 damage. Eu zic că e bună. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Și minerul e bun și dacă stai să te gândești, toate cărțile sunt bune dacă știi să le folosești. Da, mie încă îmi pare rău, nu putea să-mi pice și mie altceva din clan chest față de cum îi zice, mă, față de Sparky, o legendară nouă cum mi-a picat aici. Și cu această ocazie hai să deschidem și un silver și un golden. Niște bani. Și nimic folositor aici. Bani din nou. N-am nevoie. N-am nevoie. Și n-am nevoie. Chestii nefolositoare. Hai că am terminat asta. Poate de aici îmi pică și mie o rară folositoare. Doamne ajută. Bă, îl foloseam înainte, dar e bunicel. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, pe like-uri dați doar dacă vreți. N-am target de like-uri. Și eu sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare. Eu v-am pupat. Pa, pa.